Tatăl am visat aseară că plânge Maica Domnului. Păi să plângă, tatăl, zic, da, plânge. Vrei să vezi că plânge. Și cum poți să plângă? Ea visaseră că plânge. Da. Ia uite cum lăcrimează. Lăcrimează, băi. Minuni. Asta ne arată Dumnezeu să ne întărească. Da, da. Uite, acum, acum se vede mai bine, numai puțin. Lăcrimează. Ne mai arată cât un semn să realizăm, da, că el domnul este primar, singurul. Domnul primar a fost sâmbătă, i-am zis, a fost cu domnul, cu părintele nostru, a făcut paracresul Sfintei Cuvioase, pe trei ori și dimineața și la 12 și seara. Și la poartă i-a spus lui părintele nostru că părinte, la preotul duhovnic care l-am la Buzău, l-am întrebat dacă s-a întâmplat ceva de genul, că curge mir sau să fie ce semn este. Și a zis, fraților, semn este pentru toată societatea să ne trezim, nu numai pentru familia unde se întâmplă minunea. Deci să ia aminte, să vină să bată și să încreadă că Dumnezeu există. Domnul primar, i-a vorbit cu părinte și îi spunea așa, eram de față și l-am ascultat. Asta sunt semne ca să vedem, să ne încredem cu adevărat că Dumnezeu este. Că se face reflexie. Este, dar să facem și ceva mai mult. Să facem și ceva mai mult. Să uite, cum, uite acum se vede clar. Se vede pe... Da, acum se vede. Uite cum plânge. Da, uite cum plânge. Dimineața fac rugăciunea dimineață, seara rugăciunea de seară, rugăciunea Sfinților Îngeri. Rugăciunea, deci orice se rezumă la rugăciune, dacă pleacă copiii la școală, fac rugăciune, când pleacă la Buzău. Minuni! Dacă merg cu mijloc de transport în comun, mă închină, Doamne, binecuvântează acest autobuz, pe toți ce se află în ei, pe fiecare după asta, nume, împărăția ta. Și mă rog pentru toată lumea, pentru oameni evlavi, pentru oameni bolnavi, pentru oameni suferințe.